suntem la Casa Magica, Casa Magică, în Madrid. Trebuie să înceapă Mutua Madrid Open. Astăzi sper să o vedem pe Simona Halep. Are al doilea meci, programat la 12:30. Afară plouă. Și primul meci o să fie cu Solana Cârstea, da, deci tot o să vedem o româncă. Și ultimul meci cu Sabalenka? Am văzut-o pe Sabalenka, cum se antrenează, se vede pe monitor acolo în spate. Așa, hai că mă mai duc să filmez un pic în față. Trebuie să stăm la toată coada asta. Sunt niște bodyguards pe aici care sunt grupuri și chestii. Cam așa arată de afară, sper să fie acoperit, că altfel nu știu cum se poate să joace. Foarte multă lume, deși este abia marți. Joi? Joi. Curând să înceapă Badosa, care este numărul 2 mondial. O să stăm un pic și la meciul ei, dar nu prea mult. Aici este food court-ul, sunt multe mese libere, mai ales că începe jucătoarea care e acasă, fiind spaniola Badosa. Probabil că o să fie mulți care o să se ducă pe stadion, nu o să mai stai aici. Și la food court aveam ceva cu hamon. Pizza. Mai au la piața care este cu pizza. American style, uite, burger. American style, tu ce zici că vrei? Și mie nu-mi vine să cred cât de mare stadionul ăsta și pe lângă, pe aici. Afară pare că e și soare un pic, ceea ce este în avantajul nostru. Ce au aici? Burgeri? 12? Philly cheese steak e cu vită, cred. O să-mi iau eu. Au Rodilia? Au și Helado. Helateria artezana. Hai să filmez helateria. Mese, 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 fără număr. Au Pepsi, ceea ce e prima oară când văd undeva. Plața Mayor, ce e asta? Asta e în Madrid, nu e aici. Au și Rodilia. Bă, că e multă lume aici la coadă. La Plața Mayor. Bocata de hamon iberico, bocata de calamares. Mai există și bocados con estrella. Nu știu exact ce sunt. E mare, foarte mare. Am fost marcat de cât de mare este. Rodilia, pe aici se stă la coadă la Rodilia. Cam așa arată food court aici. Au și fel de gift shop, de unde se pot cumpăra diverse articole sportive, la Joma. Adidas. Au un media center aici, chiar cu lifturi. E impresionant ce au construit și am înțeles că e construit și cu ajutorul lui Ion Țiriac, care a fost sponsor al turneului până nu de mult, că se chema Țiriac Madrid Open, acum se cheamă Mutua, care nu știu exact cine e Mutua, asta o să ne interesăm ce o să aflăm, Madrid Open. Uite și prins, rachete. Probabil și mici, vreau să luăm niște mici, să vedem dacă puteam să luăm autografe, dar cred că erau șansele destul de mici să facem asta. Aici avem un cort al lui Marca. Aici cred că transmit, sau uite, jocuri. Ah, da, aici este un colț al presei și aici au... Ia să-mi cumpăr și eu un joc de tenis chiar, că n-am niciunul de ăsta mai ca lumea. Se joacă cu Nadal. Nu știu exact ce joc de tenis o fi. Tennis World Tour, cred că ăsta este jocul. Ok. Aici este colțul presei, unde o să vină să dea declarații de presă jucătorii mai târziu. Nu știm exact când. Alte lifturi care duc în altă parte. Vreau să zic că încă n-am ajuns, n-am reușit să înconjurăm tot stadionul, atât de mare este. Alte lifturi, ce mai avem pe aici? Monitoare unde se pot urmări meciurile de sandwich. Sandwich and go. Hai că mă duc mai încolo, tu uite-te acolo. Aici nu știu, cred că stai să faci o poză cu... Așa, cred că pe aici am intrat.
Parcă agitația o să înceapă, dar văd că badosa încă n-a început. Alt stand de ziar marca, unde poți să cumperi ziarul, cred. Da. Era Iga Sviantec, primul loc, era clasamentul ăla acolo. Un fel de activități, un fel de ping-pong, trebuie să bagi mingea acolo. Acolo unde era? Ce era de era cu Digi, nu știu cum. Pe aici cred că am intrat. Sau nu sunt sigur. Mai e Armark, care am văzut că era un sponsor, care vă caut și mâncare. Nu, mergem cu cardul la toți, sigur. Uite, Miuciu am adit după, n-au un shop de suveniruri aici. Sigur au card, nu se poate, peste tot au. Și au sandwich-uri, guguși. Aici cred că am intrat. Da, cred că am intrat, o să mai filmăm când plecăm. Și un sponsor Mercedes, sau nu știu dacă pe o parte sau pe cealaltă am intrat. Vedem acum. Cred că am intrat din partea asta la alta. Da, în loc. Mă rog, acum o să mergem să mâncăm și noi ceva. O să filmăm ce, după ce ne hotărâm. Și vă mai arătăm de pe afară ce să se poată. Am hotărât la niște hamburgeri făcuți de Armark, care sunt sponsorul principal al turneului. Cam așa arată cel mexican, care are și jalapenos. E, cum e? E bună ceva? Nu au ajuns la carne, ok? Așa arată cel de... Nu arată chiar așa rău carne. Acesta este bacon cheeseburger. Are bacon, are carne. Și au și sucuri și ce fac ei aici. Îți desfac dopul ca să nu poți să arunci cu sticla pe stadion, dar este primul loc unde am găsit Pepsi în tot Madridul care îți dă la masă. I-au văzut la toată lumea niște chips premium, frit revici. Hai să le desfacem să vedem cum sunt. Cred că ai apărut tu. Bine, hai de mine. Până am să-mi filmez acum. Așa. Am reușit, nu spus să schimbă. Se vede că e premium. Yummy! Se face greu. Normal. Da, sunt buni. Sunt mai bune decât ce cei normali. Burgerii, care după cum am anticipat s-a eliberat aici pentru că lumea vrea să se ducă să o vadă pe Badosa și cum e la tenis trebuie să aștepți un changeover, adică o schimbare de teren ca să poți să te duci și... A, uite, au schimbat și pe ăsta de aici de la partea. Păi da, nu o să poți să intru fără tine ca să poți să intri să nu deranjezi meciul. A, uite, și un ceas Rolex acolo, să mergem și la el să-l filmăm. Până s-a terminat primul meci câștigat, primul set câștigat de Badosa și am venit să mai filmăm împrejurimile Casa Magica. Casa Magica. Aici este o zonă de VIP-uri, cred. Un nou Mercedes-Benz și alte persoane importante probabil pe aici. Aici un alt food court, sau nu e foarte clar.
această zonă de jocuri. Just Dance. Wow, dar câte jocuri au pus aici. Și nu doar tenis. Și fotbal. Și făceau un tita mai cortul de playroom. Au și un restaurant special pentru staff, adică nu food court-ul de toată lumea. Așa, aici cred că se face accesul pe celelalte stadioane. Aici este stadionul 2, Arancea Sanchez Vicario. Dar nu, probabil că nu se poate intra. Și aici mai sunt niște magazine tot de gift shop. Foarte multe. Multe de care nu am auzit. Open Bank, nu știu ce s-a stea. Grupo Trocadeno. Da, e mare și jos, nu doar sus. Bit Panda, nu știu exact ce este asta. Ceva cu criptomonede, probabil. Aici este un mini muzeu al datelor Madrid. Pe aici cred că se poate și ieși. Dacă o să mă întorc la scara noastră oficială. O să mulțumesc pe Alexandra un ceas Rolex aici. Dar Rolex sunt și pe teren. Aici este o scară, cred că se face accesul oficial aici. Dar nu știu foarte clar. Alte magazine, gift shop-uri și Rafa Nadal Academy, pe ceva care sunt mai cunoscut, dar de care de restul nu am auzit. E, și gata, să mă întorc la nivelul principal. Aici e pe scară. Unul dintre sponsorii principali, Rolex. Ia, fă și o poză. Ia să-i face și o poză. Cum ne pregătim să ieșim. Vremea se pare că a ținut și cu cei care jucau afară, măcar în parte. Au și jos un food court cu umbreluțe și mese și sunt ceva oameni la ele. Și mai sunt 3 terenuri, toate în aer liber. Nu știu dacă terenul 2, Arancea Sanchez Vicario, era și el acoperit sau nu. Uite și o mașină de fiță. Da, uite un Mercedes aici. Și aceștia sunt copii de mingi care se văd jos aici. Nu știu dacă se văd. Și un Mercedes care e sponsorul, v-ați văzut și în holul Mercedes, sponsorul principal al turneului, care este de 20 de ani, se pare. Ok, bine, deci cam, o să mai, nu încheiem aici, că o să mai filmăm un pic bannerele de afară, unde apare Simona de multe ori, pentru că a câștigat de multe ori aici. Pe cum ziceam, pe toate afișele Simona Halep în 2017, era și în 2016. Da, se vede un pic acolo sus, 2016. Deci se pot cumpăra bilete? Cred că încă se pot cumpăra bilete și pentru ziua de astăzi. Da, după cel cu Paula Badosa, care e aproape pe terminate, mai un singur meci. Deci o să se termine rapid ziua de astăzi de tenis. Și turneul băieților începe abia pe 1 mai. Azi suntem în 28 aprilie. Da, aprilie, da. Așa din 2009-2010 nu-i știm. Uite-l pe Nadal în 2005. Este Andy Murray. Păi și cu aceste bannere, tot cu 2016 și 2017, în care Simona a câștigat acest turneu de la Madrid, o să ne luăm la revedere de o zi, de la o zi plină de tenis de mare calitate pe un stadion cum nu am văzut niciodată, mai ales decât la televizor, poate. Și este prima oară când o vedem pe Simona Halep jucând live.
Am fi vrut să luăm și un autograf sau altceva de la ea, dar n-am prea putut să ne apropiem de locul pe unde pleacă, sau și oricum n-a prea stat, a stat doar la interviuri și a plecat destul de repede. E, cam asta a fost, sper că v-a plăcut ziua asta plină și vor mai urma și altele la fel de pline ca și aceasta. Neapărat în Madrid, că mâine plecăm, dar și în alte părți. Dacă v-a plăcut acest vlog, hai cu noi și în alte călătorii. Nu uitați să vă abonați, să activați și clopoțelul de notificări. Mulțumim!